Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta facem tutorial cu Ken Dama. La un trip pe care chiar nu știu cum se numește, dar e combinație între ciocanel și fingerul, ceva în genul. Și da, hai să văd cum arată. Am încercat acolo un pull camping, dar nu i-am mers. Ok, deci pentru acest trick vă trebuie să știți hand roll sau finger roll. Hand roll. Dacă se dă pe base ca. În fine. Sau finger roll. Așa. N-am vrut să oprim pentru că durează prea mult. Așa. Și ciocanelul. Arată cam așa. În fin. Deci e combinație între ciocanel și finger roll sau hand roll. Deci tot ce trebuie să faceți este să o prindeți pe base cap, să dați ciocanelul, dar atunci când dați ciocanelul nu mai prindeți înapoi pe base cap, și prindeți de bilă, adică ceva în genul, dați și prindeți de bilă, ați văzut? Așa, și de aici de bilă, atunci când dați să prindeți bilă, chinul va avea un avans, cam așa, voi trebuie să mai dați puțin avans, să prindeți chinul cu mâna cealaltă și să-l dați înapoi și după aia dați fingerul sau handle-ul. Nu e un trick foarte greu, dar trebuie să lucrați mult la el. Mai ales cel mai greu, cea mai grea parte din acest trick este să dați fingerul sau handle-ul, depinde. Depinde ce știți voi mai bine. M-aș recomanda să dați ce știți voi mai bine, pentru că dacă încercați cum ar fi dacă știți finger roll și dați hand roll, vă riscați să pierdeți rândul vostru și să dea celălalt. Și cam acesta este tricul. V-am spus, nu e un trick foarte greu, dar trebuie să lucrați mult la el. Ok, dar înainte să închei acest videoclip sau tutorial, cum vreți voi să-i spuneți, v-aș ruga să dați un pumn butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!